Educația buzoiană în pandemie a rămas corijentă. Atât elevii cât și cadrele didactice au trebuit să se adapteze din mers la un nou sistem de predare. Rezultatele simulărilor pentru bacalaureat sunt devastatoare. O jumătate dintre cei 3.023 de elevi înscriși la probe nu sunt pregătiți pentru examenul maturității. Numai 51,06% dintre elevii de clasa 12 înscriși la simulare au reușit să obțină media peste 6. Potrivit datelor de la Inspectoratul Școlar Județean, din cele 29 de unități de învățământ liceal unde s-a desfășurat simularea, în doar 10 au promovat peste 50% dintre elevi. Cele mai slabe note au fost la proba de matematică, unde procentul de promovabilitate a fost sub 40%. Avem la momentul acesta rezultatele după cum urmează. O unitate de învățământ cu peste 90%, este vorba de Colegiul HDU, 3 unități de învățământ cu peste 70%, respectiv Spirul Haret, Eminescu și Vlahuță, în ordine descrescătoare, 79, 76, 71%, 2 unități peste 60%, Margareta Sterian și Liceul Primascul, 64 și 60%, peste 50% avem Marghiloman, Seminarul Ortodox, Liceul Teoretic Radu Vlădescu și Liceul Pogoanele. Totodată, în 9 licee, mai puțin de 10% dintre elevi au obținut note peste 6, iar în 4 unități niciun elev nu a reușit să ia notă de trecere. Cu 10% avem Traian Săvulescu din Râmnicu Sărat, Liceul Agricol Dr. Ceangelescu, Liceul Tehnic, Elina Matei Basarab din Râmnicu Sărat și Moisilul, și 4 unități cu 0%, respectiv Dimitrie Filipescu, Victor Frunză, Râmnicu Sărat, Rușelțu și Vernești. Celelalte sunt undeva între 10 și 50%. Ion Dobre, liderul Sindicatului Învățământului din Buzău, consideră că sistemul de învățământ este într-un regres total, iar legile făcute peste noapte se răsfrâng asupra elevilor. Acel trend ascendent a fost întrerupt și nu numai că nu mai ne prezentăm pe un trend ascendent, din contră, este un regres față de, așa cum am spus, ultima simulare, iar motivele categoric vin din această bulversare pe care am simțit-o din plin cu controverse în decizii de la o zi la alta, cu lipsuri de toate părțile și se repercutează clar negativ asupra calității educației. În urma rezultatelor, unitățile de învățământ prin dascăl trebuie să ia măsuri de remediere a situației școlare, astfel încât în vară ponderea promovabilității să fie mai mare.